Două întrebări vreau să vă mai pun și gata, cu mulțumiri de rigoare că mi-ați răspuns astăzi, că e duminică și știu cum e, că e mai. Vreau să vă întreb, e adevărată povestea asta ce am auzit-o prin târcă, Tavi nu mai joacă, că are o prietenă mai mare cu 6 ani decât el? Nu știu, abar n-am. Știu că are o prietenă, vrea să însoare. Eu am luat apartament. Asta știu. Și atunci de ce nu mai joacă domn Becali? Pentru că băiatul ăsta are talent. Dacă e cu 6 ani, nu e în regulă. Dacă e cu 6 ani, dar e treaba lui, viața particulară, nu mă bag eu, să știi. Bun, ok. Și atunci ce se întâmplă cu el? Nu știu, tată. A? Nu știu, tată. Ce se întâmplă, știu eu ce se întâmplă. Adică nu mai e fotbalistul ăla. Păi dar de unde să știu, mă, tată, ce știu? Păi nu, dumneavoastră le știți, că știți pe unde umblă jucători, știți tot, să fim serioși. Ce să faci, mă, tată, ce să faci? Când dau ei, ce să faci? Nu știu, nu vreau să vorbesc, mai apoi mă vorbesc cine știe ce mai zic. Păi dar după lume. Aia ați văzut ce zice meme, este singurul patron care critică jucătorii după meci, păi la televizor. Da, dar să trebuia să zic o glumă și nu-i bine să zic. Hai, bine, lasă. Cum? Ce era? Trebuia să zic o glumă. Cu ce? Era să mă scap să zic o glumă. Cu meme-ul? Nu cu meme-ul, cu tari. Am înțeles. Bine, tata, ai. Se moaie genunchi, hai fi sănătos. Cum? Ce a zis? Că? Hai bine, fi sănătos. Ai, se moaie genunchi, da. Bine, la revedere, da, a fost domnul Becali. Se moaie genunchi. El a mai pățit-o cu Dodel și cu Strâmba. Da, deci lui Tavi se moaie genunchi, da? Bine, de-aia nu s-a dus la corner acolo, da? Da, știi tu? Când ai zis tu de la genunchi, avea apă la genunchi, mai înțeles? Da, nu cred. Nu cred. Cum? Nu cred. Nu? E mai de sus. Cum? E de la comandă. Da.